Patru echipe se bat pentru acest titlu, însă numai trei și-au anunțat intenția de a promova în Liga a a de fotbal. Este vorba despre campioana antitră Fece Gârceni, Juventus Fălciu și Smart Negrești. Cele trei echipe susțin că pot asigura condițiile necesare pentru a evolua în eșalonul numărul 3 de la toamnă. Prima etapă programează deja un derby care s-a disputat și în sezonul trecut și care a stârnit multe controverse. Este vorba despre Fece Gârceni și Juventus Fălciu. Al doilea joc este între Viti, Șiuleta și Smart Negrești. Ambele sunt programate de la ora 18. Constantin Petra, vicepreședintele Asociației Județene de Fotbal Vaslui, ne-a declarat că a stabilit ca la toate jocurile din play-off să existe observatori și brigadă completă de arbitri. De asemenea, s-a luat legătura cu jandarmii pentru ca la fiecare meci să se asigure un climat de sportivitate, evitându-se astfel eventualele conflicte. Etapa a doua va avea loc duminică 18 mai. Juventus Fălciu va întâlni pe cei de la Smart Negrești, iar Fece Gârceni va juca la Vitis -Suleta. În etapa a treia de joi, 22 mai, mai, Viti Șuleta va întâlni pe Juventus Folciu și Smart Negreș pe FC Gârceni.